Din primele cercetări ale polițiștilor reiese că cel mai probabil aceasta s-ar fi împiedicat ajungând cu membrele inferioare sub autovehiculul de transport persoane sau a fost agățată de mașină și trasă sub aceasta. Șoferul autobuzului a oprit mașina după ce a simțit că s-a întâmplat ceva rău, iar călătorii au țipat îngroziți imediat fiind anunțat incidentul prin Serviciul Unic de Urgență 112. În jurul orelor 17 pe drumul național 71, localitatea 2C, județ Dâmbovița, pasagera unui autovehicul de transport persoane, coborând din acest mijloc de transport, a fost accidentată de către însăși autovehicul care a transportat. Se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment rutier. Noi n-am văzut nimic, n-am auzit decât strigătele și atât. Am ieșit afară, am văzut că era trântit acolo, nu știu dacă a agățat-o cu roața, dacă... Cred că a coborât, s-o fi împiedicat de mal, a căzut sub roată, automat cred că șoferul n-a mai văzut-o, că s-a asigurat din partea stângă să vadă dacă poate să iasă în carosabil și momentul ăla... A trecut peste picioare. Nu știu, sincer nu știu. Deci la cum arăta piciorul, cred că a prins-o destul de rău. Femeia a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, unde a rămas internată sub supravegherea medicilor până la însănătoșire.